și bine ați venit la acest moment destul de important din viața celor două județe, Timiș și Caraș-Severin, și a localităților componente, pentru că am ales acest moment intenționat să se întâmple de Ziua Națională a României, ca simbol al unirii dintre cele două județe, în ceea ce înseamnă proiectele comune pe care dorim cu toții să le finanțăm în noul exercițiu bugetar european 2021-2027. Este vorba de o legătură pe care dorim să o creăm între județul Caraș-Severin, județul Timiș, municipiul Timișoara și municipiul Reșița, pentru proiecte de anvergură cu impact major în dezvoltarea întregii zone. Fie că vorbim de calea ferată care va lega Timișoara de Reșița sau de lărgirea la 4 benzi a drumului județean care leagă Timișoara de Buziaș sau de legătura dintre Reșița și autostrada A1 prin Buziaș și Topolovăț. De fiecare dată discutăm despre proiecte care vor avea un impact major și care vor lega cele două județe pe o infrastructură rutieră și feroviară modernă. Județul Caraș-Severin este pentru județul Timiș un județ în care timișorenii și timișenii aleg să-și petreacă timpul liber și de aceea legăturile rutiere și feroviare sunt foarte importante pentru a asigura o mobilitate a persoanelor, astfel încât stațiunile de schi și zonele frumoase din județul nostru vecin să fie cât mai accesibile publicului larg. Cam atât aș avea eu să spun și aș dori să dau cuvântul colegilor și prietenilor mei, primarului Dominic Samuel Fritz, primarul municipiului Timișoara, președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin Romeo Dunca și primarului municipiului Reșița, Ioan Popa. Aș începe cu colegul de la județul Caraș-Severin, de la Consiliul Județean, Romeo Dunca. Bună ziua la tuturor! Mă bucur foarte mult că astăzi, în 1 decembrie, suntem aici, în această formație, să prezentăm împreună dorința noastră de a unifica forțele înspre dezvoltarea regiunii, înspre dezvoltarea celor două județe. Este cunoscut că Banatul de Munte reprezintă o parte deosebit de importantă de frumusețe, de biodiversitate și de culoare, și intenția de a-l transforma, Banatul de Munte, de a-l transforma în destinația turistică a oamenilor, a cetățenilor care lucrează în județul Timiș, care lucrează în Arad, care lucrează în Mehedinți, de a-l transforma într-o zonă recreativă, într-o zonă de concedii, și pentru aceasta avem nevoie de infrastructură. Infrastructura, dacă pe relația Arad-Timișoara-Caransebeș deja există un proiect foarte important și de reabilitarea căii ferate, în așa fel încât să putem realiza un transport de mare viteză între Arad, Timișoara, Caransebeș și mai departe Severin până la București. Accesul înspre Banatul de Munte, înspre Reșița și toată zona înspre Clisură, înspre zona turistică a județului Caraș, va deveni ușor de realizat prin infrastructura feroviară care va aduce Timișoara aproape de Reșița. Evident că va fi un drum lung, E nevoie de proiecte serioase, e nevoie de investiții serioase și, din fericire, conjunctura actuală, faptul că din 2021 până în 2027 avem la dispoziție foarte mulți bani europeni, rămâne doar puterea noastră și șansa noastră de a reuși să accesăm acești bani. Acesta este și motivul pentru care am gândit un proiect comun care să cuprindă aceste intenții de dezvoltare, realizarea legăturii între autostrada, partea de la Tomești către Voislova, în așa fel încât să legăm zona turistică aparținătoare comunei Zăvoi cu zona Poiana Mărului, Muntele Mic, după care tramul până la Reșița și, nu în ultimul rând, accesul facil de la autostradă către zona Moldova Nouă, pentru că trebuie să scurtăm, să dăm posibilitatea portului de la Moldova Nouă să poată să primească marfă și să poată trimite marfă. Dacă din Reșița, plecând către Bocșa, Berzovia și de acolo venim, ne cuplăm prin Buziaș cu autostrada, scutim foarte mulți kilometri în așa fel încât mărfurile produse în județ să poată lua calea vestului și la fel produsele care vin din vest să ajungă cu rapiditate în județul Caraș-Severin. Mulțumesc. Mai departe, domnul Fritz. Bună ziua! Mă bucur că suntem aici împreună. Viitorul Timișoarei este strâns legat de viitorul întregului Banat și eu sunt convins că Timișoara nu se află doar într-o competiție cu alte orașe din România și, de fapt, cu alte orașe din Europa, ci, de fapt, întregul Banat ca regiune se află într-o competiție pentru oameni, pentru idei, pentru resurse. Și în această competiție e incredibil de important să lucrăm împreună pentru o viziune comună acestui Banat, ca o regiune importantă în Europa. Și aici nu vorbim doar de turism, aici vorbim și de economie, de resurse umane, de tineri din toată regiune care, de exemplu, să lucreze în Timișoara, și pentru asta avem nevoie de conectivitate. Și planul nostru pentru Timișoara, după cum știți, oricum este să conectăm municipiul Timișoara de întreaga zona metropolitană, dar mă bucur foarte mult că nu ne oprim aici, în zona metropolitană, în jurul Timișoarei, ci avem o viziune chiar și dincolo de județul Timiș. Tocmai pentru că Banatul nu este doar județul Timiș. Și am fost acum câteva săptămâni, de fapt cu foarte scurt timp după ce am fost ales primarul Timișoarei, prima mea vizită la un alt primar a fost în Reșița, la Nelu Popa, și atunci am povestit pentru prima oară de această idee, de acest tren-tram între Reșița și Timișoara, care să ne conecteze și, încă o dată, nu doar în scop turistic, ci și pentru a învigora toată economia acestor două județe. Și așa cum îl știți pe Nelu Popa, este un om care face multe și repede. Mă bucur că doar câteva săptămâni după această conversație deja avem pe masă acest acord pe care o să-l semnăm astăzi. Și vreau să și subliniez că acest acord pe care o să-l semnăm astăzi cu acești 4 parteneri, cred că este și un exemplu pentru o colaborare între mai multe instituții, între mai multe nivele de guvernanță, nivelul local și nivelul județean, dincolo de, să zicem, limite imaginare politice. Dacă vrem să dezvoltăm Banatul, Dacă vrem să dezvoltăm România, și o spun chiar în ziua României, atunci trebuie să trecem dincolo de lupte politice și de orgolii instituționale care doar ne limitează. Românii ne-au ales pe noi ca să lucrăm împreună, ca instituțiile noastre să lucrăm împreună, să lucreze împreună, și tocmai de aia mă bucur că acest proiect ia naștere astăzi, pentru că arată că dacă nu lucrăm singur, ci împreună între aceste instituții, atunci putem cu adevărat să creăm proiecte mari pentru viitorul acestei regiuni. Mulțumesc mult și acum Nelu Popa cu siguranță o să vă facă să înțelegeți de ce acest parteneriat este o șansă atât de mare pentru această regiune. Te rog. Da, mulțumesc. Eu aș vrea să punctez trei lucruri, nu mi-au rămas multe de spus. Ar fi, primul dintre ele ar fi legat de faptul că după 30 de ani de la Revoluție, în care în majoritatea perioadei au existat poziții antagoniste și la nivel de județ Timiș, și la nivel de județ Caraș, și între cele două județe, în care ba a fost stânga la oraș, dreapta la județ, sau invers, sau stânga într-un județ, dreapta într-alt județ. Pentru prima dată, Banatul de Munte se unește cu Banatul de Șes în realizarea unor proiecte palpabile de infrastructură, rutieră sau feroviară. Și o văd și ca pe o chestiune premergătoare unui tratament regional. Europa discută cu regiuni, nu discută cu județe. Și trebuie să privim această regiune a Banatului ca o regiune, așa cum este ea privită de ADR, de Agenția de Dezvoltare Regională, și să încercăm să gândim în maniera asta. Îi mulțumesc lui Alinica pentru faptul că a fost foarte receptiv la propunerile noastre și, evident, și celorlalți parteneri. Și aș trece la câteva detalii tehnice. În primul rând, trebuie să subliniem faptul că această posibilitate de lucru a fost creată de guvernul care conduce astăzi deținerea României, în principiu din două motive. Unu, că a coborât nivelul de decizie la nivel de regiune și ne-a dat voie, sau ne dă voie, ca pe proiectele mari de infrastructură, POIM, da, să putem să pornim lucruri noi în regiune, pentru că matematic Ministerul Transportului este în incapacitate de a face toate aceste proiecte pe căi ferate secundare, pe centuri de orașe, pe conexiuni, dacă vreți, între autostradă și alte localități prin intermediul acestor drumuri expres. Aveți exemplu Arad-Oradea cu infrastructura pe care o realizează Ilie Bolojan de 1 miliard de euro. Și aș mai menționa faptul că aceste proiecte, la o primă vedere, depășesc 1 miliard de euro, pentru că doar calea ferată Reșița Timișoara, conexiunea aeroport și Berzovia, Oravița, Anina, se duce undeva spre 5-6 de milioane de euro și celelalte conexiuni, Buziaș, Berzovia, drum expres, Moșnița Nouă, Buziaș, drum expres, plus conexiunea dintre județul Timiș și Caraș pe partea de Voislova, Tomești, Voislova, depășesc cu siguranță cumulatul lor 1 miliard de euro. Vorbim de proiecte foarte mari. Și, cum spuneam, Ministrul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Dezvoltării, au creat această posibilitate ca noi să lucrăm tehnic pe ele. Al treilea punct pe care vreau să-l ating și cu care o să închei este legat de faptul că noi am avut o discuție inițială. În spatele nostru se vor apăra administratorii publici ai orașelor noastre, ale județelor noastre, care vor prelua tehnic lucrările de care vorbim sau care sunt expuse în acest protocol, și fiecare entitate dintre cele patru își va asuma bucăți, tronsoane din aceste proiecte pe care trebuie să le ducă la nivel de prefezabilitate, cai de sarcini și lansarea studiilor de fezabilitate, pe care evident ni le asumăm financiar împreună și vor fi rambursate din fonduri europene. Ne vom face un calendar, un timetable, da? Și încercăm să lucrăm. Noi, Reșița, ne-am propus să fim triggerul sau să fim locomotiva, așa cum se știe că locomotivele pe abur s-au făcut la Reșița peste 2000 în perioade de glorie a orașului Reșița, și vom lucra pe partea de tren-tram foarte mult, evident în colaborare cu Timișoara, lăsând partea rutieră la latitudinea sau la operarea tehnică pe lucrării celor două județe, celor două administrații de județe. Intenționăm să mergem pe partea de cale ferată, pe tren, tram și pe zona de hidrogen, pentru că asta presupune renunțarea la electrificarea liniilor, care e un cost destul de mare și este irelevant în cazul în care reușim să lucrăm pe hidrogen. E o tehnică care este deja pusă în funcție în Germania. Sunt locomotive care au autonomie de 600 de kilometri, timp de încărcare de hidrogen de 15 minute. Este unul dintre cele mai ecologice mijloace de transport la ora asta pe infrastructură de transport public. Mă opresc aici, nu vreau să dau mai multe detalii, deși avem suficiente. Mă bucur că astăzi, de Ziua României, dăm un mesaj de unificare sau de uniune acestor două zone, Banatul de Munte cu Banatul de Câmpie, și sunt foarte încrezător că aceste proiecte vor fi un mare succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum să trecem la partea de semnături. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. La mulți ani România, la mulți ani tuturor. Și așa cum ați văzut, nu vom precupeți niciun efort de a fi inovatori, de a fi creativi și de a gândi proiecte în beneficiul oamenilor. Vă mulțumesc și încă o dată la mulți ani!